jumate dimineața în aeroport. E o leacă de aglomerație. Și trebuia să ajung la Bruxelles. Iar că am auzit la Amsterdam. Tot e bun. Nu știu ce chestiile astea așa cu verdeață prin aeroporturi. Boarding families traveling with infants under 2 years of age and Flying Blue Ultimate members. This flight will be boarded by zone. Please take a moment to locate your zone number on your boarding pass and wait until your zone number is called and displayed. Și uite așa am ajuns prima dată în Scoția. Probabil nu va fi ultima. Stații de metro. This is Ibrox. Nu zici că intrare în stadion. Antrenamentul oficial celor de la FCSB aici pe Ibrox Stadium. Mâine FCSB va juca cu Rangers în Europa League, etapa a treia. Te uiți la stadionul ăsta pe afară, incredibil, așa e tot. Ai văzut pe la Genoa, pe la Bergamo, pe la Bologna, ceva asemănător, dar doar cu o tribună păstrată. În schimb, la Rangers e tot stadionul păstrat, superb. Deci când mă gândesc ce liniște e azi, aici, și ce nebunie va fi mâine. Este fix 24 de ore. Abia aștept să fie spectacol. Uite așa arată stația Ibrox. Stația de metro. Dar mâine aici nu poți crede că să arunci un ac la câtă lume o să fie. Așa că am ajuns la o bază sportivă aici în Glasgow Green. Foarte multe terenuri de fotbal și de antrenament. Și de menționat un lucru pe care nici eu nu știam, dar l-am aflat la fața locului. Aici a disputat primul meci din istorie Glasgow Rangers în 1872. Vă dați seama, acum 152 de ani. Incredibil ce istorie poate să aibă clubul ăsta și ce istorie are fotbalul în Scoția.
Până vine autocarul PCSB-ului, ne delectăm o leacă cu caie. Autocarul de la PCSB s-a ajuns la stadion. Din partea asta, dar se pare partea aia, stai, nu vezi nimic. Partea aia merge acum. Nu sunt mai mult cu brața oameni.